Forța de muncă va instala 4 funcționari electronici în sediul companiei McShell din Câmpia Turzii. Acest funcționar vor fi conectați la baza de date a Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, unde angajații care sunt amenințați de disponibilizarea colectivă vor putea în fiecare zi să consulte baza de date cu locurile de muncă vacante din județul Cluj. Din câte știți, în acest moment avem 1500 de locuri de muncă vacante. Și sperăm ca înainte de disponibilizare, dintre cei care deja își găsesc loc de muncă, să poată să obțină acest loc de muncă, iar facilitățile următoare sunt discutate acum de Consiliul Județean cu primăria municipiului Câmpia Turzii de a asigura transportul gratuit persoanelor dacă aceste locuri de muncă sunt mai departe de Turda sau ele vor fi incluse.